mai bătrân salariat din România se pensionează. Vorbim despre un cioban din Valea Jiului care are 101 ani și a decis într-un final să se retragă din activitate. Baciul Ștefan Gros este un personaj cunoscut în zonă și a uimit pe toată lumea prin dorința sa de a munci. S-a angajat la 90 de ani și timp de 10 ani a avut grijă de turmă numeroase de în Valea Jiului. Are carte de muncă și nu a lipsit o zi de lângă animalele sale. Anul trecut, Baciul Ștefan a fost recompensat de autoritățile din Hunedoara cu o diplomă de excelență. Iar acum fostul său patron îi va organiza și o petrecere de pensionare.